Preluarea de personal și de atribuții de către Poliția Locală de la structurile Poliției Naționale este o intenție declarată a Ministerului Administrației și Internelor, care încearcă în acest fel să arunce o bună parte din responsabilitățile acestui sector în curtea autorităților locale. Numai că oficialii Ministerului nu propun și alocarea de surse financiare pentru susținerea activității și pentru plata salariilor personalului care ar trebui transferat. Problema este tot așa de neclară cum a fost, în care nu se spune nimic vis-a-vis care e contribuția Ministerului privind salarizarea acestor oameni. Pentru că cu 6 milioane 7 milioane cât plătim noi poliția locală, nu cred că este posibil să stea lângă salariații Ministerului de Interne. Deci trebuie să găsească sursă, să primim din partea Guvernului sume alocate în care să ne încadrăm acești oameni. Transferul de atribuții și responsabilități către administrația locală trebuie însoțit și de resursele financiare necesare în orice situație. Numai că guvernul Boc s-a obișnuit să scape de problemele dintr-un domeniu sau altul, punându-le în sarcina autorităților locale, fără să ofere acestora și fondurile bănești. Preluarea poliției și jandarmilor care nu-i mai vor să-i țină Ministerul de Interne, sunt preluări cu cheltuieli. Cine suportă cheltuielile astea? Noi, administrația locală. Păi nici Constituția, ea nu o respectăm. Orice putem face, dar să găsim și sursa de finanțare. Așa spune Constituția. Adică nu mutăm bobul de la guvern la administrația locală, că deja suntem vai de capul nostru administrația locală. Noi suntem oașa comunală, noi suntem tot timpul puși la zid, ne iau banii cum ne-a luat cu ordonanța 63 anul trecut, tot trimestrul 4, fără să zicem nimic, că n-avem ce să zicem. Fiind majoritatea asta a guvernului acum, sigur, a Parlamentului, sigur, toate ceea ce gândește guvernul, să aprobă.